Bine ați venit! Sunt Dana Dorobanțu, reprezentant Sanplața, gazda dumneavoastră de astăzi și organizatorul acestor seminarii Santox. Prezența dumneavoastră ne motivează să gândim noi și noi întâlniri pe teme cât mai interesante, care să ne aducă măcar o mică schimbare în viața noastră de zi cu zi. Cum să facem ceea ce ne place, să avem rezultate, dar și să ne simțim bine, aflăm astăzi de la Ana Maria Udriște, avocată, antreprenoare, fondatoare Avocado, un proiect de educație legislativă în mediul online. Transformă-ți pasiunea în bani și bucurie este tema de astăzi. Dar înainte de a-i da cuvântul, aș vrea să mulțumesc partenerilor noștri. Cataleia pentru flori, revista Psihologii și Wall Street, partenerii media care sunt astăzi alături de noi. Acestea fiind spuse, vă las pe mâna Anei. A, deci practic aici stau singură și stau la o masă. Bun, am înțeles. Probabil că n-o să stau foarte mult jos. Eu sunt Ana, de la avocatul.ro. Probabil că unii dintre voi mă știți din mediul online, pe alții văd aici și ca fețe cunoscute. Mă bucur foarte mult că sunt alături de voi în această sâmbătă dis de dimineață. Și aș vrea să facem o sesiune oarecum interactivă pe baza de Q&A, adică o să încep să vorbesc eu, dar mă interesează mai mult feedback-ul vostru, ca să ne dăm seama la un moment dat cum poți să monetizezi o afacere și până la urmă să-ți faci un side business din care să scoți până la urmă niște bani frumoși, că despre asta este în 2023. De unde pornește toată nebunia asta? După cum am văzut în ultima perioadă, avem un declin al nivelului de angajări și, bineînțeles, niște oameni care sunt dați afară de pe zi pe alta. Cum se întâmplă chestia asta? Nu intrăm în discuții pentru că e foarte complicat. Și atunci lumea vrea să își facă ceva al lui pe cont propriu sau un side business ca să știe că, domnule, dacă mă dă cineva mâine afară, atunci practic mai am o linie de venit. Dacă la un moment dat intrați pe ceea ce înseamnă grupuri de Facebook, grupuri de Telegram și așa mai departe, o să vedeți că sunt foarte multe persoane sau încep să devină care fac diferite activități la ei acasă în principal, după care ajung să mute afacerea cu acte în regulă. De la prăjituri, obiecte de handmade, magazine online și, bineînțeles, un aspect pe care multă lume îl ignoră în ultima perioadă, magazinele fizice. O să râdeți de mine, dar pe lângă e-commerce, care e-commerce reprezintă doar 27-31% în mediul online din nivelul cumpărăturilor, foarte multă lume cumpără offline. Și atunci e important să te folosești de ceea ce înseamnă spații fizice, de ceea ce înseamnă grupuri și de ceea ce înseamnă comunitate, astfel încât să începi să faci o afacere în mediul offline care să fie profitabilă. Indiferent că vorbim de un dropshipping, indiferent că vorbim de ceea ce creezi tu sau până la urmă că vrei să oferi niște servicii către persoanele respective. Spun asta pentru că de cele mai multe ori tindem să trecem complet cu vederea asta și să ne axăm exclusiv pe mediul online, să zicem că, domnule, e mult mai simplu să ajung în mediul online la mai mulți oameni, dar ignor cu desăvârșire mediul offline. Și mă uitam la mine în comunitate, eu momentan stau în Corbeanca, o comună care s-a dezvoltat foarte mult în ultimii, nu știu, 10 ani de zile, și avem afaceri care prosperă și sunt exclusiv locale. Adică nu este o chestie care se ducă la nivel pe Facebook, să aibă un site de vânzare sau așa mai departe, ci sunt afaceri locale. Acum, ce ar trebui voi să știți este că cel puțin la nivel de 2023, din punct de vedere legislativ, discuțiile sunt un pic cam complicate, pentru că, nu știu dacă știți, din 2023 nu prea mai merge cu impozitul de 1% decât dacă îți iei tu un angajat sau te angajezi tu pe tine sau, până la urmă, te ții cu mandat de administrator pe societate. Adică, practic, avem SRL-ul, societatea cu răspundere limitată, unde avem 1% ca impozit pe cifra de afaceri, dacă avem până în 500.000 de euro cifra de afaceri, venituri și, bineînțeles, un angajat sau o persoană cu contract de mandat sau de administrator. Și mai avem PFA-ul. Pe de altă parte, PFA-ul este cu dus întors în momentul de față, pentru că ai
o limită de 25.000 de euro pe norma de venit. Ca să vă explic un pic ce e norma asta de venit, pe înțelesul tuturor, PFA-ul este în două direcții, pe normă de venit sau pe sistem real. Norma de venit înseamnă la modul următor. Să spunem că eu fac mâine activități fotografice, da, îmi iau un aparat foto și mă apuc să fac portrete, fie că îmi fac un studio fizic pe undeva, fie că mă duc în deplasări. Am un cod KN 7420, că nu știu pe în afară. Asta e pe normă de venit. Și norma de venit diferă de la un județ la altul. De ce? Pentru că e simplu. În București, norma mea de venit va fi mai mare pentru că Bucureștiul este un oraș mai potent. Dacă, în schimb, mă duc în Arad și, sau într-o comună din Arad, atunci, spre exemplu, va fi mai mic pentru că se consideră că puterea economică a orașului e un pic mai mică. Ideea cu norma de venit e la modul următor. Dacă eu încasez peste norma de venit, dar până în 25.000 de euro, avantajul este că voi plăti la norma de venit, care e mai mică, evident. Și atunci, practic, este ca și cum aș fenta un pic statul. Glumesc. Dar dacă încasez sub norma de venit, nu-mi convine pentru că întotdeauna voi plăti la norma de venit. Și atunci, practic, ies pe minus. Norma de venit, cel puțin când îți permite, este o soluție foarte bună când vrei să pornești ceva pe cont propriu, în paralel. Dacă, spre exemplu, vrei să cochetezi cu ideea asta, dacă încă ești, nu știu, angajat pe undeva și vrei să vezi dacă ți se potrivește antreprenoriatul și până la urmă să tatonezi terenul. După care, în momentul în care depășești 25.000 de euro, ești obligat oricum să treci în sistem real și 25.000 de euro înseamnă cam 2.000 de euro pe lună, deci practic nu e chiar atât de mult. Și te vei duce pe un SRL. Din păcate, din 2023, regulile sunt un pic mai dubioase. Ca să rămâi în continuare pe 1% pe cifra de afaceri, trebuie să te angajezi sau să te duci cu un contract de mandat și administrată, ceea ce e o triplă impozitare, dacă mă întrebați pe mine. Că odată ai impostul pe cifra de afaceri, odată dai, dacă te angajezi, dai salarii către stat, dările salariale, după care, dacă mai scoți și dividende, mai dai și dividende. Ceea ce e foarte dubios, foarte ciudat. Dar, ca o recomandare personală, dacă la un moment dat alegeți să mergeți pe drumul ăsta, nu o lăsați de izbeliște. Din experiență, am văzut foarte multe persoane care au mers pe ideea că las că las o firmă, adică o fac, și după aia văd ce mai fac cu ea. Și s-au trezit peste ani de zile că au rămas cu ea agățată pe undeva și că fie au un cazier fiscal, fie au niște dări de plată către stat, fie nu poate să ia un credit, fie orice altceva de genul acesta. Nu e o chestie cu care să glumești, adică la modul în care, în momentul în care vrei să pornești pe drumul ăsta, trebuie neapărat să fii sigur pe tine și să zici, ok, dacă nu am mers, măcar să o închid. Neapărat să vorbiți cu un contabil pe partea asta, pentru că, deși lumea spune că lucrurile sunt foarte simple, vă dau un exemplu. Lumea spune că n-ai nevoie de contabil la PFA. Eu mor pe chestia asta. E unul din dezideratele mele. Și după aia spune cineva, păi da, că eu iau cheltuielile, le bag acolo, după care la final mai văd de ce fac. Nu e chiar așa, pentru că tu niciodată nu vei ști ce cheltuieli sunt deductibile și ce cheltuieli nu sunt deductibile. Nu ai de unde să știi. Nu știu eu ca avocat, pentru că nu este de competența mea. Dar mi-eu o persoană care spune că uite, mi-am făcut un PFA mâine. De ce spun asta? Pentru că vin persoanele și după aia zic că stai puțin că nu am știut și m-am trezit cu mai mulți bani. Altă chestie, pentru că am văzut acum mult recent, din timpul pandemiei, să vă puneți la bun început deoparte banii de taxe. Când încasez bani, nu înseamnă că banii aia sunt niște bani pe care iei așa, după care te duci și îi folosești cum vrei tu. Și știu că par așa ceva utopic, dar pentru că tu când iei salariu nu ești obișnuit să mai dai ceva, pentru că la noi în România angajatorul îți dă salariul în mână cu toate taxele, te gândești că și la PFA și la SRL este aceeași chestie. Și nu vei să știți cât de mare este problema când persoanele ajung la 3 luni de zile să plătească impozitele, se trezesc, păi stai puțin că nu mi-am făcut calculul ăsta. Păi cum ți-ai făcut? Păi m-am gândit că am încasat și am început să cheltui din ei. Și atunci lucrurile nu stau chiar așa, mai ales dacă la un moment dat ești plătitor de TVA și tu facturezi plus TVA și ai impresia că plus TVA-ul ăla este așa ceva bonus pe care ți-l dă statul, dar nu trebuie să-l dai înapoi. Apropo de TVA, că e o chestie care mă întreabă destul de multă lume, noi avem o problemă în sistemul nostru legislativ.
O să vi se spună că practic avem un plafon de 88.500 de euro pentru plata TVA-ului. Adică din momentul ăla ești obligat să treci calculator de TVA. Nu intru în discuție dacă e bine, dacă e rău, ăsta e plafon. Și tu stai bine mersi, liniștit și zici, a, păi, dar până fac 88.500 de euro mai durează. Doar că nu sunt 88.500 de euro, sunt 300.000 de lei. Și o să mă întrebați, Ana, dar ce matematică proastă folosești? Nu o folosesc eu, folosesc statul român, pentru că noi folosim cursul BNR de la data aderării României la Uniunea Europeană, da, 2007. Era 3,83 lei. De aceea 88.500 de euro fac de fapt 300.000 de lei, care în realitate sunt 60 și ceva de mii de euro. Spun asta pentru că am pățit de foarte multe ori și printre clienți și printre prieteni să nu-și urmărească atent chestia asta și la un moment dat să te trezească că au depășit plafonul, nu au știut, ești obligat să te înregistrezi ca plătitor de TVA pentru că nu se face din oficiu. Apropo de chestia asta, ANAF-ul nu face nimic din oficiu. Adică dacă vă gândiți la un moment dat că există o păsărică care spune ANAF-ului ce să facă, nu. Orice vrei să faci tu, suspendare, TVA sau orice altceva, se anunță. Dacă nu se anunță, cum e cazul ăsta, să spunem că tu ai depășit plafonul de TVA în iulie, trebuia să te înscrii ca plătitor din august. Tu n-ai făcut-o și vine controlul în august anul următor. Ei bine, îți va lua dinapoi toate facturile, vei fi obligat să le refaci cu TVA și după aia, bineînțeles, să plătești dobânzi, penalități și așa mai departe. Și la 19% ori toate facturile pe care le emiți, se adună o sumă destul de, destul de consistentă. Și atunci rugămintea mea este când plecați pe, într-o afacere, vorbiți întotdeauna cu contabilul vostru, dar să țineți minte întotdeauna că contabilul nu este persoana nici care vă face facturi și nici care face contracte sau vă trage de mânecă. El este persoana care teoretic veghează ceea ce se întâmplă acolo. Și e foarte bine să aveți o educație antreprenorială. În funcție de ceea ce vreți să faceți, că vorbim de, nu știu, de prăjituri, că vorbim de haine, că vorbim de orice altceva, gândiți-vă la toate autorizațiile de care aveți nevoie pentru activitatea respectivă. Într-adevăr, unele afaceri nu au nevoie de autorizație, cum ar fi, de exemplu, fotografia, că mi-a rămas mie în minte, sau să pictezi, spre exemplu. Dar dacă vrei să faci masaje, dacă vrei să faci prăjituri, dacă ai nevoie de un sediu ca să vinzi haine, dacă ai nevoie de angajatori și așa mai departe, ai nevoie de foarte multe autorizații. O altă nebunie la care o să râdeți de mine, de când s-a băgat obligativitatea ca pe un SRL să ai un angajat ca să poți rămâi pe micro-întreprindere de 1%, trebuie să faci pentru angajatul tău SSM-ul, sănătate, securitate în muncă. Este o utopie că lumea nu-și dă seama, dar până la urmă ajungi din chestia în care, să spunem că îmi fac Ana Maria Udiș SRL. Mie îmi place asta. Eu sunt și asociat unic, sunt și administrator, sunt și angajat. Da, știu, am toate calitățile. Trebuie să-mi fac și SSM-ul și medicina muncii și toate verificările constant, pentru că așa îmi cere mie legea. Și mi le cere chiar dacă mă duc undeva fizic sau dacă lucrez online. Asta să știți și voi, adică și dacă lucrez eu online de la mine de acasă, dar sunt angajat pe firma respectivă, trebuie să trec prin tot procesul de compliance, cum se numește, de conformitate cu legile, ca și cum aș duce în fiecare zi la un loc de muncă. E foarte importantă chestia asta și lumea trece pe asta și este evident că din 2023, ce se întâmplă? Avem controle. Logic, dacă ești obligat să ai angajați, ce face ITM-ul? Controle. Pentru că trebuie să vedem dacă avem toate documentele în regulă. Și chiar dacă nu pare, pe o chestie care costă undeva 100 și ceva de lei la 3 luni de zile, se dau amenzi și poți să ajungi la un moment dat și cu suspendare de, de activitate. De aceea nu recomand. Apropo de angajat și de lucru remote, am o chestie la care vreau să vă atrag un pic atenția. Dacă cumva începeți pasiunea așa un pic paralel și vreți să mai munciți și pentru altcineva între timp, să țineți minte că un contract de muncă nu se poate încheia pe o persoană juridică. Adică o persoană juridică nu se poate angaja la o persoană juridică.
Știu că pare utopic, dar am primit atât de multe întrebări pe tema asta, încât am ținut mărciși neapărat să reglementez. Când vă duceți la cineva și spune într-un interviu de angajare sau într-un interviu de colaborare că fie te angajezi pe contract de muncă, fie te angajezi pe SRL-PFA, angajarea pe SRL-PFA nu este angajare. E un contract de prestări servicii sau de colaborare, unde înseamnă că nu ai concediu medical, nu ai concediu de odihnă, nu ai asigurări de sănătate, nu ai pensie, nu nimic de genul ăsta. Spun asta și o punctez, pentru că, din păcate, dacă ești puțin la început, nu știi care este diferența între una și alta. Și atunci, ți le pui pe masă și zici, stai puțin că m-am angajat. De fapt, nu este angajare, este efectiv colaborare. Tocmai de aceea, extrapolând și punând în reversul medaliei, când veți avea nevoie de persoane cu care să colaborați, e foarte important să-ți dai seama dacă ai nevoie de angajați, adică să iei pe contracte de muncă, sau ai nevoie de colaboratori. E o discuție pe care trebuie să o ai tu cu tine și să-ți dai seama la ce te poți înhăma și la ce nu te poți înhăma. Pentru că un contract de muncă, mai ales dacă îl închei pe perioadă nedeterminată, presupune să îți iei un angajament că vei plăti persoana aia de fiecare dată. Și apropo, dacă te angajezi tu pe tine pe firmă, să știi că ești obligat să-ți dai salariu. Adică nu e pe ideea că te angajezi scriptic și faptic nu-ți dai banii din firmă. Nu, va trebui să scoți în fiecare lună banii tăi să ți-i bagi în cont, pentru că vine cineva să verifice asta. Exact. Da. Da, da. Dar este oarecum logic, pentru că tu practic să spunem că te angajezi pe minimul pe economie, da? Care este 3.000 de lei acum cu compensările de rigoare, 200 de lei care ne sunt impozabili. Și tu zici, ca orice antreprenor care se respectă, peste mă puțin că eu plătesc dările la stat, alea 1.600 cât sunt, și de restul caramele, îi țin în firmă. Și vine după aia controlul și zice, ok, păi tu ai plătit dările, dar salariul cum ți l-ai scos? Că nu poți, tu nu poți să lași salariul în firmă. Adică trebuie în fiecare lună să ți-l scoți, că după aia spune cineva că nu este o angajare corectă. Deși, până la urmă, tot este, dar din punct de vedere contabil, trebuie să te reglezi la final cu casa. Ce vreau să vă spun este că, în general, este foarte greu să dai o persoană afară. Nu spun că este de dorit, dar spun că, din punct de vedere legal, în momentul în care te gândești să angajezi pe cineva și îl faci pe perioadă nedeterminată, ca să ne înțelegem, avem două tipuri de contracte de muncă, pe perioadă determinată, de 3 luni, 6 luni, 9 luni, 12 luni și așa mai departe, sau pe perioadă nedeterminată. Regula este nedeterminată, adică le-ai angajat astăzi, până când nu se întâmplă ceva de ambele părți, gen demisie, concediere, cercetare disciplinară, închis de firmă sau de departament, angajatul ăla rămâne cu tine. În România este foarte greu să dai pe cineva afară. Și, în general, cred că 90% din concedierile care se fac în România sunt ilegale, pentru că e procedura atât de greu de urmat, încât nu poți faptic să-l dai afară. Și atunci mai este varianta când știi că nu ai nevoie de atât de multă forță de muncă și într-un mod constant, să ții colaboratori. Țineți minte întotdeauna că acești colaboratori nu pot fi pe persoane fizice, adică nu pot să... Tu să ai o firmă și să mă iei pe mine, Ana Maria Rudiș, de persoană fizică, drept colaborator. E o greșeală care se întâmplă în mod frecvent. Am văzut fie pe contract de antrepriză, fie pe contract de activități independente, fie pe convenții civile, fie pe orice altceva. În momentul în care tu faci o activitate recurentă, asta vreau să vă spun, adică dacă tu te apuci să vinzi, că vorbim de... un spațiu fizic, că vorbim de un OLX, că vorbim de un marketplace, că vorbim de orice altceva, în momentul în care faci activitatea asta în mod recurent, ești obligat să te înregistrezi fie ca SRL, fie ca PFA. Nu ai vreo altă variantă la mijloc. Poate, cu de rigoare, dacă ești, nu știu, pictor, spre exemplu, atunci, da, practic vinzi artă și mergi pe drepturi de autor. Dar altfel, tot ceea ce vinzi tu în mediul online se verifică. Și dacă credeți cumva că nu e așa, vă dau că este așa. Și aici îi băgăm tot ce înseamnă Instagram, spre exemplu, adică magazine pe Instagram, TikTok, Facebook, magazine fizice și așa mai departe.
Și asta înseamnă că dacă mergeți pe online, trebuie să aveți obligatoriu politică de retur. Adică cele 14 zile în cazurile prevăzute de lege, cu excepție de rigoare. Ceea ce avem o excepție. De câte ori v-ați pus întrebarea, dacă cumva cumperi un bun dintr-un magazin fizic, gen magazinul din spatele meu, fața mea, spatele vostru, dacă ai voie să-l dai sau nu înapoi în 14 zile? Mm-hmm. Și am voie? Bun, nu. De ce spun asta? Nu, nu, e o chestie foarte, foarte interesantă. Lumea, avem două, de când avem, să exemplu, marketplace-urile care au spus întotdeauna îți dăm banii înapoi în 30 de zile, nu mi-a tăruat, și te duci și schimbi produsul și în magazin, tu ai rămas cu ideea că, boss, dar bineînțeles, eu dacă am cumpărat ceva din magazin ca consumator, fix ca consumator, și în 14 zile m-am răzgândit, trebuie să dau înapoi, să-mi dea și mie banii. Fals. Asta se aplică doar online, sau de fapt cum se numește în legislație, la vânzare la distanță. Vânzare la distanță înseamnă online, telefon, e-mail, WhatsApp, adică orice mecanism prin care mie în calitate de consumator nu mi se dă posibilitatea să palpez bunul și să-mi dau seama dacă este bun sau nu pentru mine. Altfel, dacă eu mă duc și iau o bluză și după aia mă trezesc că nu e bună, pot eventual să o schimb, dar atât. Adică magazinul meu nu este obligat să-mi o accepte, să fie retur, să-mi dea banii înapoi pe ea. Vă spun asta din considerentul în care te duci în magazin și vrei să iei un electrocasnic, care este o investiție considerabilă de bani, să spunem, nu știu, 2500 de lei pe un televizor. Nu ai drept de retur dacă îl iei din magazin. De ce spun asta? Pentru că la orice afacere ați face, drepturile de retur ale consumatorilor sunt destul de mari. Undeva, cel puțin pe online, un procent cam de 30% se fac retururi și este una dintre cele mai mari găuri negre pe care le au comercianții. Și lumea are impresia că în momentul în care vine cu o afacere fizică, trebuie neapărat să ofere și drept de retur. Și zic, bă, dar parcă nu trebuie să faci chestia asta. Mare atenție în funcție de specificul activității pe care îl aveți exact pe chestia, pe chestia asta. Că nu trebuie să faci drept de retur, este dreptul vostru și atunci trebuie să specifici într-o politică clară, răspicată chestia asta. Spun pentru că, într-adevăr, lumea are impresia că ne-am obișnuit să dăm totul înapoi și atunci nu mai este. Și mai am o chestie interesantă, apropo de retur. Eu bat monedă pentru că retur e o problemă foarte mare în zilele noastre. Dacă sunt chestii personalizate, cum ar fi tricouri la comandă sau tablouri sau fotografii sau orice chestie pe care persoana respectivă o poate personaliza într-un fel sau altul, acelea sunt exceptate de la retur. Nu mi-a tăruat. Adică dacă vii la mine să-ți fac un tricou pe care i-am scris Sam Plața și îl scriu eu cu acuarela și că îți vine bine și că nu-ți vine bine și că îți place și că nu-ți place, se consideră că este făcut la comandă și nu poți să mi-l dai înapoi. Ca la mobilă, spre exemplu. Dacă e la comandă, nu poți să dai înapoi. Contează iarăși foarte mult și chestia asta, pentru că trebuie să țineți cont. Iarăși, chiar și din magazine fizice, dacă cumva aveți cu preluare în mediul online sau nu, țineți minte că mai este o chestie foarte interesantă care se practică. Nu la foarte multe magazine, dar există. Partea de diminuare de valoare a bunului. Dau un exemplu. Cumpărați o bicicletă de 1000 de lei de undeva. Da? Și după aia, după, nu știu, să spunem, 2 săptămâni, nu, 10 zile, ca să fim în bunul de retur, vrei să o dai înapoi. Și cumpărătorul și vânzătorul îți spune, bun, ți-o iau înapoi, dar nu-ți mai dau 1000 de lei, îți dau 600. Pentru asta, el are acoperire legală. De ce? Pentru că se consideră că el trebuie să facă anumite activități ca să aducă bunul încă o dată în stare de întrebuințare și pe el îl costă 400 de lei. Dacă scrii pe undeva chestia asta, toate bune și frumoase, fără niciun fel de problemă. Mici tips and tricks pe care le poți ajusta. Și ca să revin, diferența între un SRL și un PFA, și de ce recomand chestia asta, la SRL răspundeți cu bunurile personale, din păcate.
sau din fericire, depinde dacă e bună sau nu, depinde cum vrei să iei. Și dacă vă întrebați la un moment dat că poate nu este o chestie care să vă afecteze, pentru că o să zici, dar eu cum o să fac o afacere super mega fair și nu am probleme de genul ăsta, gândiți-vă că mereu dați peste nebuni, asta este replica mea sinceră, întotdeauna, și niciodată nu știți cum vă treziți cu o popire pe conturi de bun leu, 2, 3, 5, așa mai departe, și practic e aiurea să vi se blocheze conturile personale, că practic pe un PFA se duce popirea pe toate conturile. Pe un SRL rămâne doar la nivel de firmă pe care tu o ai. Și o chestie pe care să o luați în considerare de fiecare dată când vreți să porniți ceva pe cont propriu. Să știți că puteți să mă întrerupeți în absolut orice moment pentru întrebări. Și chiar mi-ar plăcea. Deci dacă aveți întrebări, cu mare drag. Apropo de asta, și o să neapărat să țineți minte că trebuie să facturați no matter what, adică nu este, în momentul în care ai o afacere și încasezi niște bani, trebuie să facturezi. Dacă trimiți colete cu plata rambus, cu atât mai mult se vor trimite automat către ANAF pe 395, adică nu mai merge și vor fi controle. Dacă ai un magazin fizic, iarăși trebuie să emiți bon fiscal, pentru că aici vorbim clar de mers către populație. Ideea este că bonul fiscal se emite în momentul în care avem un contact cu populația. Adică vine cineva la mine, în mod direct, îmi dă mie niște bani, cash sau cu cardul, dar am un contact direct cu populația. Dacă aleg să fac o plată online, atunci nu am nevoie de bon fiscal, ci mă pot duce întotdeauna pe factură și încasarea direct în cont. Că vorbim de un link de plată, că vorbim de orice altceva, trebuie să țineți minte că de ANAF nu scapă nimeni niciodată. Adică tot ce înseamnă conturi, tot ce înseamnă asta, sunt sub supraveghere și vorba aceea, ANAF-ul spune că vrea să ia orice fel de venit și de la influencer și de la toată lumea. Deci e foarte important. Întrebări? Spuneți! S-aude? N-am înțeles prea bine diferența între SRL și PFA. Uh-huh. La PFA garantez cu conturile personale? Adică o zic acum povestea cu totul? Da. Bun. Pentru că e mai simplu așa decât să zic punctual, este asta. Și dacă nu vă supărați, pot să mă ridic, mi-e cald. PFA-ul este persoană fizică autorizată. Nu poți să o faci neapărat în toate domeniile, pentru că pentru PFA trebuie să ai ceea ce se numește o calificare. Adică Registrul Comerțului vine și zice am nevoie de ceva de la tine ca să-mi demonstrez că tu ești apt să faci acea activitate. Spre exemplu, dacă ești fotograf, îmi cer scuze, am rămas cu fotografia, vei avea nevoie de o diplomă sau de un certificat că faci activități fotografice. Nu trebuie să fie ceva autorizat. Poate să fie ceva de la Dales Go, poate să fie ceva de la ANC, chiar nu contează. Dar are nevoie de chestia asta. Pentru că PFA-ul se consideră că practic este o extensie a mea, dar comercială. Noi avem struțocămila asta. În afară, spre exemplu, cum ai fi în Belgia, din câte țin eu minte, eu pot să merg pe CNP-ul meu să fac activități comerciale până la un anumit plafon, fără să-mi fac ceva specific, că nu interesează pe nimeni. Și atunci, aparte la noi în România, PFA-ul este persoană fizică autorizată, limitată doar la anumite coduri KN. Dar este, cum spuneam, extensia mea care face și o fir și ceva comercial, încasează niște bani. SRL-ul, în schimb, este societate cu răspundere limitată. Ceea ce vedeți cam pe la toate firmele pe aici, mai puțin SA-uri care sunt pe acțiuni, altă mâncare de pește prea mari. Acolo, practic, o să fiu eu, Ana Maria Udriște, asociat unic și administrator, care sunt parte din Ana Maria Udriște SRL, care sunt complet diferite. Pentru că eu când voi cumpăra, spre exemplu, o mașină pe firmă, voi cumpăra mașina pe Ana Maria Udriște SRL și ca să mă folosesc de ea, va trebui să fac un contract eu cu mine. Exact. La noi este struțo cămila asta pentru că știu ce vă bagă în confuzie. Că poți să-ți faci un SRL cu asociat unic, adică dintr-o singură persoană. Ceea ce e aberant. Adică, practic, eu, Ana Maria Udriște, îmi fac o ceva, o bulă, în care o să fac o afacere, dar până la urmă tot eu sunt acolo. Și atunci PFA-ul se consideră că este foarte personal și atunci practic fac o activitate care ține de mine și atunci e normal să răspund cu bunurile mele, pentru că vorba aceea este extensia mea,
În schimb, practic, SRL-ul este o afacere complet distinctă de mine, chiar dacă sunt eu acolo, și practic răspund în limita firmei. De azi, pe exemplu, vedeți toate scandalurile în presă, când probabil că nu înțelegeți cum, după 3 ani de judecată, cineva a dat o fraudă, o înșelăciune, o ceva, vor să ia banii de la el și n-au de unde. Gândiți-vă la constructori care au dat țepe imobiliare. Au luat avansul și după au plecat cu avansul. Tu după aia te judeci cu ei, dar chiar dacă, de exemplu, constructorul ăla fi fost Ana Maria Udriș, persoană fizică, o singură persoană, dacă eu eram băgată în Ana Maria Udriș SRL, tu te judecai cu firma. Eu mă duceam bine mersi, firma avea 200 de lei capital social sau cât are, 3 butilași și mai departe, judecă-te cu mine. E o separație bună. Logica din spate este că tu, teoretic, în momentul în care vrei să faci o afacere și chiar să scalezi, nu mai depinzi tu de tine și atunci este normal să ai o protecție suplimentară. De asta, la un moment dat, este și chestia asta. Și îți oferă, spre exemplu, mai multe beneficii. Problema unui PFA, spre exemplu, este că, din păcate sau din fericire, chiar dacă ține de tine ca activitate, din punct de vedere de creditare, spre exemplu, nu prea îți dă nimeni credit pe PFA, că se consideră că ești expus. Dar pe PFA, în momentul în care tu plătești la normă de venit sau la sistem real, pe exemplu, ești obligat să plătești atât impostul pe venit, cât și CASE-ul și CASS-ul, adică pensii sănătate. Deci, practic, ești un fel de angajat al tău, dar nu chiar. Cam asta e ideea. Nu știu dacă v-am răspuns sau vreți ceva mai clar de atâta. Nu vă aud. S-a închis. Mulțumesc. Așa. Mulțumesc, plăți, e mult mai clar. Știam cumva în felul ăsta înainte și... Da. Din punctul meu de vedere, PFA-ul este foarte bun la început de drum, când vrei să tatonezi și când vrei să-ți dai seama exact dacă vrei să pornești pe drumul ăsta sau nu. Am recomandat întotdeauna, mai ales dacă îți permite, că vorba aceea, îl închizi azi, îl deschizi astăzi și îl închizi în 3 zile fără probleme. Versus SRL, unde ai nevoie de contabil, bilanț de lichidare, 90 de zile, Ana la Caiafa. Deci dacă la un moment dat vrei să tatonezi, mi se pare o idee mult mai bună, mai ales că practic plătești dările direct către stat și ai și o asigurare mai departe de sănătate și de pensie. Deci, da, pentru anumite venituri, eu recomand. Mulțumesc, Mas. De unde, unde? Așa. Cu vocea. Bună, Ana Maria. Eu lucrez ca freelancing pe recrutare și voiam să te întreb. Eu am optat pentru partea de impozitare de 16% după ce m-am consultat cu contabila mea și voiam să te întreb dacă ai niște recomandări pentru cei care au optat pentru această formă de impozitare. Dacă sunt niște riscuri, așa cum ai menționat partea de SSM, pentru cei care au cel puțin un angajat, eu nu am optat să mă angajez momentan. Ideea cu impozitarea, mulțumesc, e o întrebare foarte bună și o chestie pe care vreau să o clarific față de toată lumea. Într-adevăr, acum reglementarea nu-ți permite să mai jonglezi la modul în care azi ești cu un angajat, mâine fără, după care te angajezi iară și treci la unul la altul. Teoretic, dacă ai rămas pe 16, ca să treci pe 1%, după aia îți închizi firma, faci alta. Pe de altă parte, 16% impozit pe profit poate să fie mult mai avantajos decât să fii angajată cu 1%, mai ales dacă, spre exemplu, ai și cheltuieli cu sediu, cheltuieli de deplasări sau orice alte cheltuieli pe care le poți băga pe companie, astfel încât la un moment dat să renteze. Spre exemplu, dacă tu ai un venit de 2000 de euro pe lună, venit cifre de afaceri, cum să numiți. 16% înseamnă 10, 12, da. Trebuie să fac și o matematică mai bună. 16% înseamnă 300 de euro, ceva de genul ăsta. Bun, plus minus. Deci tu, practic, dacă nu ai avea niciun fel de cheltuială pe firma respectivă, tu ar trebui să plătești către stat în fiecare lună 300 de euro, da? Pe lângă dividende, aia este cu totul și cu totul altă discuție. În schimb, dacă te-ai angaja, tu ai fi obligat să plătești în fiecare lună 3.000 de lei, no matter what, și că vrei și că nu vrei, ceea ce este aproape dublu, deci despre ce vorbim aici. Pe lângă faptul că punem SSM-ul, medicina muncii și așa mai departe. Când mă întreabă lumea, exact cum ai zis și tu, domnule, stai puțin, care este mai avantajos pentru mine, ăsta este primul exemplu pe care îl dau.
2000 de euro e totuși o sumă bună de la care să gândești că e posibil să fie mai rentabil să fii pe 16% și nu pe 1%, deși lumea s-a îngămădit și s-a dus pe ideea de nu vreau neapărat pe 1%. Dacă mă întreb pe mine, cred că devine rentabil să ai un angajat, adică să te angajezi tu pe firmă, undeva cam de la 4.000 de euro în sus, cam pe acolo. Doar că după aia de la 4.000 de euro în sus intervine problema TVA-ului, la care n-avem ce-i face, că va trebui să punem plus 19% dacă nu mai facem încă o nouă firmă. N-am zis eu asta. Da, statul român, din păcate, n-ai ce-i face. Poți jongla până la 1.200 de lei, 1.200 de lei, adică 3 firme și un PFA, că mai mulți mai permite legislația. Problema cu TVA-ul este o problemă față de consumatorul final. Pentru că, cred că de multe ori v-ați întrebat, când vă duceți și la magazine, de ce la un moment dat vezi un preț și după care vezi că mai este un preț mic acolo, plus TVA. Pentru că ești obligat să-l plătești în momentul în care cineva depășește plafonul ăla mirobolan de 300.000 de lei. Și dacă tu lucrezi B2C, adică de la firme către consumatori, nu-ți rentează efectiv să-ți încași consumatorul final cu 19%. Sau 9 sau 5 în funcție de industrie. E aberant. În momentul în care ești pe impozit pe profit de 16%, riscurile tale sunt foarte diminuate. Pentru că în momentul ăla și vine și ANAF-ul, ce să-ți mai facă? Controle de la ITM nu ai, controle de la SSM nu ai pentru că ne-ai angajat, practic singura ta problemă este să plătești impozitul la timp, ceea ce vorba aceea, trimestrial, e plătim impozit. E mult mai bine decât să încerci tot felul de tehtipuri, cum e cu artelea de consultanță, spre exemplu, unde au spus că teoretic dacă faci mai mult de 20% consultanță, intri pe profit. Și întrebarea este, dar ce înseamnă consultanță? Păi nu știm. Păi și eu de unde știu? Adică nu știu, dacă vin aici și vă vorbesc voi, este consultanță timp de 2 ore pe care le dau în stand plața? I don't know. Nu știu. Dar din punctul de vedere, ce puțin, cum spuneam, până în 4.000 de euro mi se pare un deal foarte bun pe impozit pe profit, la modul serios. Cu drag. Bună? Cu drag. În privința politicii de retur, să zicem că eu vreau să-mi fac într-un spațiu fizic, vreau să mă apuc să vând mașini de spălat, da? Da, doamnă. Aflu eu undeva că sunt mașini de spălat pe care doar le pornesc, clientul vede că intră curentul în ele, își ia mașina și ajunge cu ea acasă și vede că n-are ce să facă cu ea. Ce face în situația asta? Face o chestie foarte bună. Hai să vorbim un pic despre garanția legală și garanția comercială. Da. Garanția legală este cea pe care trebuie să o dați dumneavoastră în calitate de producător, furnizor, vânzător. Dar nu dumneavoastră ca magazin. În cazul ăsta, practic ați vândut o mașină care a ajuns acolo, proba a fost făcută în magazin, merge, ajunge clientul cu ea... Nu merge, că n-ai cum să faci proba, vezi doar că primești curent, atât. Și mai simplu, nu a mers și așa mai departe. Când ajungi cu ea acasă, nu ai ce face nimic altceva dacă ai cumpărat-o fizic din magazin, să te întorci cu ea în magazin ca să meargă pe garanția legală, ceea ce înseamnă că te vei duce să o repari în service. De aceea, teoretic, se recomandă ca măcar să poți să faci o probă în magazin, să-ți dai seama dacă este un defect sau nu. Cum funcționează garanția asta legală? Că nu e neapărat un bau-bau chiar așa. Garanția legală înseamnă că în cazul ăsta, dacă eu m-am picopsit cu o mașină de spălat care nu merge, spre exemplu, nu știu, are un cablu defect, s-a bolit o siguranță sau ceva nu-i merge, când o voi băga în service, practic, o să-mi dea teoretic alta, dar ei în temeiul garanției legale, pentru că bunul a fost defect. Noi avem pe garanția legală mai multe chestii pe care le putem cere. În primul rând putem să cerem diminuarea valorii bunului, adică să-mi dea cineva niște bani înapoi și o să rămân cu produsul defect. Nu știu, nu se închide, dar o le cu o sârmă. Îmi dă niște bani în minus. Să mi se repare bunul, dacă se poate. Să mi se înlocuiască bunul cu unul identic sau, în ultimul caz, să mi se dea bani înapoi. Dar toate astea sunt graduale. Adică eu nu pot să vin în calitate de cumpărător să zic, salut, n-am mers mașina, vreau neapărat banii înapoi. Trebuie să le iau în rând gradual. Dar ca să vă răspund la întrebare, când pleacă de aici, își ia mașina, dacă o ia fizic din magazin și ajunge cu ea acasă, nu o face retur în 14 zile, ci practic va beneficia de garanția legală.
ce vedeți dumneavoastră în mediul online și unii care promovează și în mediul offline, în magazinele mari, gen 30 de zile bani înapoi dacă vii cu produsul defect chiar și în magazin, se numește garanție comercială. Garanția comercială este ceva ce eu, în calitate de vânzător sau producător, ofer extra, pe lângă cea legală. De ce? Pentru că, nu știu, vreau să-mi atrag clientul, vreau să o folosesc ca politică de marketing și vreau să fac asta pentru mine. Dar nu sunt obligat să fac asta. Eu sunt obligat, conform legii, să acord garanția legală. Și atâta. Și dacă scrie mare pe peretele magazinului că acordă această garanție în 30 de zile, că te poți duce cu produsul înapoi și dacă te duci, zice, nu, domne, stai să vezi că nu e așa, am scris așa de frumusețea zidului, dar doar dacă era online îți dădeam banii înapoi în 14 zile, atunci cum este? Pentru că eu am luat pentru că el a scris, deci m-a păcălit, da? Scrie mare acolo, în 30 de zile poți să vii cu produsul înapoi. Știu ce spuneți. Din păcate, e o chestie pe care noi nu ne-am învățat să o facem și, într-adevăr, nici comercianții nu sunt sancționați cum trebuie, ceea ce se numește publicitate înșelătoare și inducerea clientului în eroare. Există chestia asta când vezi foarte mare și nimeni nu se duce să citească fie regulamentul din magazin, că vă garantez, dacă scrie undeva 30 de zile produs înapoi, există un asterisk acolo, mic, 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 unde scrie conform regulamentului care poate fi consultat la casa de marcat. Vă garantez. Nu scrie. Scrie pe undeva. Așa, și? Și atunci ei sunt acoperiți pentru că dumneavoastră trebuia să vă consultați regulamentul. Nu este în totalitate corect și vă înțeleg frustrarea. Sunt complet de acord cu dumneavoastră și aici, teoretic, din punctul meu de vedere, trebuie să avem niște reguli mai clare de reglementare și niște sancțiuni mai dure ca în afară. Dar când vă spune cineva chestia asta și știu exact la cine vă referiți ca comerciant, să știți că, într-adevăr, sunt acoperiți prin regulamentele pe care le au și prin termeni și condiții și prin toate cele pe care le au în promoții. Și când le vedeți online, la un moment dat, în bannerele acelea foarte mari, 45 de zile bani înapoi, vă rog întotdeauna să citiți termenii și condițiile. O să vedeți, pe exemplu, apropo de chestia asta, persoanele fizice au drept de retur, persoanele juridice nu au drept de retur, decât în anumite magazine online marketplace-uri. Mai, foarte mai. În rest, o să vedeți în magazine online unde scrie clar, dreptul de retur se aplică persoanelor fizice. Și de aceea, dacă o iei pe persoană juridică, ți-o asumi, că practic vei beneficia doar de dreptul de garanție. Dar vă spun că, în general, cei care fac așa ceva sunt acoperiți. Este exact cum scrie aici, în spatele dumneavoastră, în fața mea, minus 30% discount și scrie acolo la toată colecția. Dar o să vedeți că scrie undeva la casa de marcat conform regulamentului promoției și care poate să fie consultat, că nu-l cere dumneavoastră și că nu-l cere nimeni de aici. De acord, dar ei au scris. Se poate? Mai încercăm o dată, da? Eu m-aș întoarce la partea de fotografie. Uite, la fix. Logic. În legătură cu, nu știu, Shutterstock, Adobe Stock, de acord. Da. Care ar fi forma cea mai legală, să zic așa, să-ți faci PFA, să fii acoperit, sau ești acoperit cu forma lor pe care o completezi, dacă nu mă înșel, 8 ben sau ceva. Stai că n-am înțeles exact un pic. Practic, vrei să vinzi fotografii pe Shutterstock, da, Adobe sau, da, sau orice altceva. Teoretic, acolo pe tine nu te mai interesează să fii pe PFA sau pe SRL, pentru că tu le vei declara oricum în România ca activități din drepturi de autor sau global activități independente. Când vorbim de fotografie, tu practic nu prestezi un serviciu fotografic, tu te vei duce obligatoriu pe drepturi de autor acolo. Adică dacă vrei să-ți faci PFA sau SRL, îți vei putea face. E posibil să ieși mai bine, să încasezi pe PFA sau pe SRL, iarăși o discuție de contabilitate, cum a fost și cazul din al domnișoarei din spatele tău. Teoretic, în momentul în care tu completezi 8B-ul la ei, cum completezi și pe alte site-uri, Fiverr, Flickr și așa mai departe, ei teoretic îți virează banii și tu practic îi plătești după aia ca dreptul de autor. Atenție că nu se face reținere la sursă. Mai e o discuție foarte lungă și lată la modul următor, în care se spune acolo, pe toate platformele, că s-a întâmplat chestia asta,
în care se spune că teoretic ei zic că îți acoperă partea de taxe. Nu, ei acoperă partea de taxe pentru ei, pentru tine, ca să zic așa. Adică ce se întâmplă la ei în ogradă. Dar, spre exemplu, dacă în România tu ai încheia un contract cu mine și practic tu vei trebui să-ți plătești contribuțiile, fix așa trebuie să faci și cu ei. Că lumea zice, a, stai puțin că am primit bani de acolo, mi-au spus că se ocupă de tot ca platformă, te-am pupat. Și după care vine ANAF-ul, ai 10.000 de euro pe lună, ce faci cu ei? A, păi da, s-au ocupat ei. Nu, că nu avem convenții, nu avem astea, adică nu e... Lumea confundă, spre exemplu, un comision pe care îl reține o platformă de freelancing, whatever, pe ideea că alea sunt și taxele. Ăla este comisionul și ei când spun că se ocupă de partea de taxe, practic se referă că se ocupă la partea de taxe aferentă acelui comision pe care ți-l rețin ție. Dar tu, teoretic, pe fotografie, din PFA SRL, ești, e alegerea ta, dar oricum tu vei intra pe declarație unică, vei intra independente și așa mai departe. Deci nu, e o chestie de gustibus acolo. Mersi mult! Cu drag! Mamă, ce bine a trecut timpul! Eu aș vrea să revin puțin la varianta aceasta pe care ne-ai recomandat-o cu, sau ne-ai expus-o, impozitul de 16% fără angajare. Dar totuși trebuie să fim acoperiți pe partea asta de sănătate. Care este modalitatea? Îți plătești doar... Te asiguri singur la contribuții. A, deci se poate. Da, 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 te asiguri singur la contribuții prin declarație. Dacă vrei, poți să închizi și un contract cu ASMB-ul pentru concedii medicale, ca să n-ai niciun fel de problemă, e parcă 220 de lei pe lună, adică poți să faci și chestia asta, poate te asiguri prin declarația unică și plătești, nu mai știu, 1300 și ceva de lei cât este. Și acum știu că trebuie să plătești la sănătate și când încasezi dividende sau este un plafon și acolo? Sinceră să fiu, nu mai știu exact, știu că s-au schimbat iarăși plafoanele, la dividende se plătește, nu mai știu, fie CAS-ul, fie CSS-ul, eu nu le știu pe astea pentru că e partea de contabilitate. Okay. Unul nu se plătește sub un anumit plafon, asta știu sigur. Da, dar s-au schimbat plafoanele și e destul de complicat acum. E vorba de 6 salarii minime, o nebunie. Da. Ok. Ideea este că în momentul în care faci toate calculele astea, este bine să iei în calcul toate scenariile. Apropo de dividende, lumea a rămas la un moment dat cu impresia că nu poți să scoți dividende decât anual, după care doar trimestrial, dar poți să scoți și dividende anticipat în fiecare lună, atâta timp cât îți știi cheltuielile, îți faci cash flow cum trebuie și după aia te reglezi. Într-adevăr, lumea uite să se regleze, știi ce zic? Și după aia, stai puțin, că am luat niște bani pe care nu i-am. Da. Și eram curioasă să te întreb dacă știi acel SSM și ce se mai face, chiar sunt controle atât de stricte și când tu ești administrator, tu ești, adică tu le faci pe toate? Na, totuși... Ok, hai să facem o diferență. Dacă, spre exemplu, eu sunt administrator, eu ca să fiu administrator în firmă, nu am nevoie de nimica. Adică n-am nevoie nici de contract de muncă, n-am nevoie nici de contract de administrator, n-am nevoie de nimica. Eu pot să fac orice fel de activitate pentru firma respectivă, pentru simplu motiv că exist, respir și sunt în firma aceea. Dar ești și angajat, ești și administrator, ești și angajat. Dacă ești și angajat pe orice fel de funcție, teoretic, până anul ăsta v-aș fi spus că se fac controle în general doar când cineva are boală pe tine? Și faci o plângere și după aia este ilogic să-mi fac eu mie plângere. Deci doar dacă ești bipolar. Dar dacă nu ești bipolar și nu-ți faci plângere, teoretic ITM-ul nu are de ce să vină neapărat în control, pentru că vorba aceea. Atât adică îți plătești dările, nu-i adică... problemă. Da. Din păcate, având în vedere că din 2023 avem nevoie de bani la bugetul de stat prin colectare, tocmai de aceea s-a intrat foarte mult și în toate activitățile online. Și atunci, când toată lumea era pe ideea, vând pe Instagram, vând pe Facebook, fac ceva online și, nu știu, fac prăjituri. Ceea ce eu nu sunt de acord neapărat că făcut prăjiturile în casă, dar asta e altă discuție. Și atunci a început să îi ia inclusiv pe chestii de genul ăsta. Pentru că, na. Adică, nu știu, e o chestie de ghici, dacă mă întrebați pe mine în momentul de față. Dacă da, dacă nu, într-adevăr mai e varianta să beneficiezi de impozitul redus de 1% pe cifra de afaceri, să nu te angajezi pe contract de muncă, ci să te bași pe contract de mandat sau de administrator, unde, bineînțeles, este tot la salariul minim pe economie și ajungi să plătești un pic mai mult față de un salariu. Dar scapi de SSM și toate celelalte.
Nu e neapărat o idee foarte, foarte bună, depinde de situație, adică nu pot să zic nu. Într-adevăr, pot să spun că cu cât este orașul mai mic, cu atât sunt controle mai ușoare. Că de, în București până ajunge la 2000 firmă care se face... Mici. În asta nu e, dar... Da. Ce pot să vă recomand în schimb este ca în momentul în care faceți o firmă sau orice altceva, să vă înțelegeți foarte bine cu vecinii. A, da. O să râdeți, dar tocmai despre asta vorbeam, îți iei un punct de lucru pe undeva și după aia super vecinii într-o formă sau alta. Și nu vreți să știți la câte autorități poți să faci plângere. Răspunsul este la multe. Dar, bine, da. Dacă ai doar sediu social și nu deranjezi în niciun fel, știu că nu mai ai sediu social, vecinii. Nu mai treabă nici cu vecinii pe toate astea. Dar dacă cumva ai nevoie, îți autorizezi activitățile la sediu, atunci da. Trebuie să fii drăguț cu vecinii. Și vreau să mai întreb ceva, dacă se poate, dacă ne poți recomanda, nu știu, în afară de site-ul tău, niște site-uri care ajută pe zona asta de suport pentru mici antreprenori care sunt la început de drum sau... Cam unde putem să ne uităm? Mie mi-a plăcut foarte mult să o urmăriți pe Andra Pitican, pe partea de HR și dreptul muncii. Cei de la Bistro acum au lansat iarăși o platformă, Bistro de la Edenred, au lansat iarăși o platformă de tot ceea ce înseamnă resurse pentru antreprenori. Blogul de la Smart Bill pe partea de contabilitate este destul de bun. Bineînțeles, cu anumite chestii, pentru că unele nu sunt actualizate de ceva timp. Aș mai putea să mai recomand ce ar mai fi pe zona asta. Educația financiară a lui Iancu Guda. Și mai urmăriți constant blogul celor de la ING. Au o platformă, cât ai spune leu sau ceva de genul ăsta, unde pe lângă educația financiară mai introduc și noțiuni de business. În rest, din păcate, în piața din România, noi nu prea suntem creatori de conținut de calitate și care să fie și gratis. Și nici cu bani nu e neapărat o idee foarte bună. Ne-am obișnuit să nu dăm la modul serios dintre mici motive. Adică, dacă m-ați întrebat, nu știu, pe un stat gen Marea Britanie, aș putea să vă dau acum 20 de site-uri. La noi, din păcate, nici măcar pe site-urile autorităților nu poți să găsești un comunicat de presă sau o lege. În schimb, pot să vă recomand ca întotdeauna să verificați sursele oficiale ca legislație, asta pentru toată lumea. Când nu știți tot ce înseamnă Camera Deputaților, Senat, legislație.jus.ro, nu doar că sunt gratis, vedeți și expunerile de motive, iar din expunerile de motive înțelegeți foarte mult cum se aplică legislația asta. E o chestie peste care lumea trece cu desăvârșire și nu-și dă seama ce ar trebui să facă în punctul T. Și apropo de asta, că e o idee foarte bună, când vă alegeți colaboratorii, prestatori de servicii sau orice altceva, vă rog eu frumos, nu vă fie teamă să puneți orice fel de întrebare, indiferent de cât de stupidă vi s-ar părea. Adică, exact cum mi-aș dori să faceți și la medic, să lăsați orice fel de rușine când intrați în cabinetul lui, faceți asta și când vorbiți cu un avocat, și când vorbiți cu un contabil, și când vorbiți cu oricine altcineva. Pentru că dacă nu sunteți sinceri, nimeni nu va ști mai departe ce să vă propună. Ok, vrei să faci o șpârlă? Facem o șpârlă! Dar măcar să știm exact ce avem de făcut. E foarte simplu. Poate că dau un exemplu extrem de stupid. Poate că știi clar că vrei să iei o persoană pe care să o dai afară în 3 luni de zile. Eu vorbesc acum efectiv business-wise, nu vorbesc de altceva. E simplu. Nu te duce la contabil să-i spui, fă-mi un contract de muncă, fără să-i spui, vreau să-l dau afară peste 3 luni de zile. Că ți-l va face pe perioadă nedeterminată și nu poți să-l dai afară. Fă-l pe perioadă determinată. Sau găsești o altă variantă de colaborare. Dar întotdeauna fii sincer cu persoana cu care lucrezi, pentru că îți va da cele mai bune soluții. Dacă se mai poate să mai spui puțin de partea de dividende care se pot lua în avans sau lunar, dacă poți să dai un pic mai multe detalii, 1 și 2.
dacă tu oferi consultanță, nu știu, lunar, cumva ai un abonament sau consultanță one-to-one, depinde de situație, de context. Pe partea de dividende îți recomand să lucrezi cu un contabil care să știe chestia asta, pentru că trebuie să te reglezi și cu casa și cu numerarul din casa și așa mai departe. Ideea este că legislația nu ți interzice să iei dividende chiar și lunar, se numesc dividende anticipate, atâta timp cât la final de trimestru sau la final de an știi clar cum să te, cum să te echilibrezi cu ceea ce ai în casă, încasări minus cheltuieli, pe care să repartizezi profitul. Eu știu de ce la un moment dat sunt multe mecanisme de optimizare fiscală și financiară pe care le poți face și mă refer aici fix la optimizare, care optimizare nu înseamnă nici fraudă, nici că înșelăm statul, nici că fugim cu banii din țară, ci doar că facem optimizare. Dar pe care multă lume, unu, ori nu le știe, ori doi, nu le pune în practică pentru că este greu de explicat și mai bine better safe than sorry, știi? Cam asta este, cam asta este ideea. Iar referitor la mine la consultanță, am tot felul de colaborări, și anual, și lunare, și unul la unul și așa mai departe. Dar strict pe partea financiară, exact cum spuneam, îți recomand să găsești pe cineva în care să ai încredere ca să-i spui, uite, vreau să scot banii ăștia, cum îi scot? Aia, îi aduc după aia de acasă, vin cu coșul, dar măcar să-și o socoteală. Da, de asta am și întrebat, pentru că nu știam de acest aspect. Adică știam doar că dividendele se scot la trimestru, informații de la contabil. Da, da, ai multe alte modalități prin care poți să-ți asiguri un cash flow lunar fără să ai, fără să ai probleme, dar până la urmă ți-am zis, ține exclusiv de măiestria contabilului acea de fapt, ca să știe exact cum le face ca să fie tot în regulă, știi? Eu știu că la un moment dat poate că suntem mai catolici decât papa, fără problemă de religie acum, pe ideea că auzi în presă că s-a întâmplat de la băga pe ăla, l-a scos pe ăla la una la alta, dar ar trebui să privim toate acele probleme ca niște chestii care sunt extreme și în care se ajunge pentru că s-a întâmplat X. Acum, eu nu pot să zic la un moment dat că, domnule, dacă tu vei să faci, nu știu, un magazin, un laborator de cofetărie sau orice altceva, că nu ai nevoie de autorizație și că poți să dai drumul de mâine. Nu, chiar nu recomand chestia asta, pentru că ai nevoie de ele. Dar de aici și până la a crede că dacă se întâmplă ceva, ajungi în presă, e o cale foarte, foarte lungă. Dar, în general, regulile sunt că dacă facturezi cum trebuie, îți plătești impozitele cum trebuie și nu ajungi cu firma în inactivitate, nu știu, fie că nu prelungești sediul social, fie că nu prelungești mandat de administrator, lucrurile sunt în general foarte simple și nu are nimeni nimic cu tine. La modul serios. România e chiar printre cele mai bune state din partea asta. Mai sunt întrebări? Da. Ce? PFA. PFA sau întreprindere individuală? Vreau să vă zic sincer, habar nu am de ce ar face cineva o întreprindere individuală. La modul foarte serios. Nu știu, deci am 33 de ani, am 12 ani de activitate și n-am făcut în viața mea o întreprindere individuală. Ca să știu. Deci cred că m-am lovit de întreprindere individuală la modul foarte sincer, doar când făceam facultatea și atâta. În general știu că se mai făceau întreprinderi individuale în momentul în care aveai nevoie să iei anumite fonduri pentru că își cera pe chestia asta. Dar acum dacă mă întrebați care e diferența între un PFA și o întreprindere individuală fără textul de lege în față, habar nu am, pentru că nici... Cred că la nivel de țară anul trecut s-au făcut ceva gen 1000? Că nu avem întreprindere individuală, întreprindere familială și așa mai departe în funcție de specific. Oricum aștept reforma prin care teoretic asta vor dispărea și îți vor rămâne într-un final doar PFA-ul și SRL-urile. În general astea sunt puse în contextul în care ai nevoie de ceva. La ce vă gândeați? Eu știu că sunt cel puțin două beneficii, în sensul că poți angaja 10 salariați. Probabil. Poți avea 10 coduri Cayenne și o poți lăsa moștenire celor care, fiilor. Da. Asta vă zic, deci nu știu, nu știu pentru că nu... Și mă gândeam că știți mai multe despre... Din păcate nu știu, nu mă bag unde nu-mi fie beoala, probabil că cel puțin, chiar dacă ai beneficiu de coduri Cayenne și toate astea,
având în vedere impozitarea, dacă ai nevoie de 10 coduri care să ai la moștenitori și să angajezi 10 oameni, îți faci SRL pentru că e mai simplu și mai bine pentru toată lumea. Știu într-adevăr că aveai obligația de întreprindere individuală când vrei să accesezi anumite fonduri prin APIA. Și atunci erai obligat să-ți faci pentru asta ca să iei și certificatul de agricultor și așa mai departe, ca să depui documentație. Dar aici nu știu și, după cum vedeți, unde nu știu, nu mă bacă, nu-mi fie beoală. Mai sunt întrebări? De oricare. Nimeni? Ce repede ne-am încadrat. Nimeni? N-aveți nicio curiozitate legată de vreo chestiune legală? Ce? Vreți să înțelegeți un pic ce înseamnă termen de prescripție? E o chestie foarte interesantă. Spun asta pentru că tocmai am făcut un reel pe asta. Ați auzit probabil în presă că se întâmplă ceva cu termenul de prescripție. În ultima perioadă l auzim în domeniul penal, că scapă lumea. Ok. Ideea la modul următor. Dacă eu simt mult ție, spre exemplu, 3.000 de euro și eu sunt fraieră, nu la modul serios. A trecut un an, au trecut 2 ani și 11 luni și 25 de zile și nu cer banii înapoi, când se împlinesc acei 3 ani de zile de prescripție generală, eu nu pot să-i mai cer. De ce? Pentru că și statul vine și zice, mă bobiță, ai avut 3 ani de zile. Dacă în 3 ani de zile n-ai făcut nicio acțiune ca să cer banii înapoi, aia e ghinea unde n-ai șansă. Așa este și în ceea ce vedeți dumneavoastră în penal, la televizor, la modul în care prescripția nu este o idee că cineva scapă, ci pur și simplu pentru anumite activități, vedeți, nu zic infracțiuni sau ceva, zic pentru anumite activități, trebuie să ai la un moment dat și o sancțiune când nu se întâmplă ceva. Din temnice motive. Nu s-a instrumentat cum trebuie cazul, nu una, nu alta, și până la urmă este o modalitate de a sancționa statul și prin autoritatea lui care rămâne pasiv. Cam asta este ideea. Trecând mai departe în ANAF, cu termenul lui de prescripție de 5 ani de zile pentru unele, 3 pentru altele și așa mai departe, este iarăși la modul următor. Dacă timp de X ani autoritatea nu a venit să-și ceară ție niște bani, apoi nu mi-i mai ceri. Este iarăși o sancțiune a statului. Vedeți, în funcție de ce parte a baricadei suntem, ne bucurăm sau ne întristăm? Și de domeniu, aparent. Adică dacă, spre exemplu, suntem în 2023 și eu am făcut, nu știu, am uitat să plătesc impozitele din 2016. 7 ani. Și ANAF-ul în toată perioada asta nu mi-a trimis nici notificare, nici porumbei călători, nici recomandată de la Vâlcea, că de acolo vin toate la executare. N-a pornit procesul, nu nimica, atunci când va veni în 2023 ANAF-ul după 7 ani de zile să-mi zică salut, uite și dăm bani înapoi, o să vin să zic și eu, de-aia ai avut 7 ani? Adică ce facem 7 ani? Până la urmă, hai să fim serioși. Și atunci o să invoc prescripția. Nu e din oficiu, adică practic eu voi da ANAF în judecată și voi zice nu ai voie să mă execuți, dar practic este o sancțiune prin care se pedepsește autoritatea că nu a făcut ceva în timp util. De asta spun, în funcție de ceea ce vreți este cu totul și totul altceva. Însă, dacă vă înrolați în ceea ce se numește SPV, aveți mare grijă, că acolo scrie în termenii și condițiile pe care nu le citește nimeni niciodată, că orice comunicare pe care tu o primești prin SPV se consideră acceptată și luată la cunoștință. Adică în momentul în care tu te înscrii cu persoana juridică în SPV acolo și practic ai primit un mesaj că salut, ai depătit 1 milion de euro de la o donație prin nigerian, glumesc, se consideră că l-a luat la cunoștință. Indiferent că tu ai primit mailul respectiv, că l-ai citit, da, exact, că l-ai salvat, că ai dat read sau că l-ai ignorat complet printre toate celelalte. Și atunci, mare, mare atenție, recomandarea mea ar fi ca contul de SPV, cel puțin, să fie făcut pe adresa voastră personală și nu pe adresa contabilului. Deși știu că e mai comod. Apropo de asta, să știți că putem să renunțăm la ideea de a împuternici contabilul să depună declarațiile în locul nostru, pentru că putem să ne luăm semnătură electronică. Semnătura electronică se face pe persoană fizică, adică pe Ana Maria Udrișne, și dacă am 20 de firme,
o folosesc pe 20 de firme și practic să-mi depun eu singură declarație. Adică contabilul mi le dă, eu le semnez, ele urcă după aia prin portal de guvernare sau îi fac încă o clonă de la semnătură ca să poată să le urce pe el. Spun asta pentru că nu știu, știu că nu vă dați seama neapărat, dar voi dați împuternicire unui contabil să aibă o semnătură electronică cu care să semneze orice. Nu vreau să fiu așa, dar au existat și cazuri când cineva a luat credit în numele altei persoane, pentru că ai acces la o semnătură electronică, ai acces la un buletin și practic în momentul ăla verificarea este easy peasy, adică mai simplu decât o semnătură electronică calificată, nu ai cum. Tocmai de aceea, de când cel puțin avem digitalizarea asta, eu una nu aș da semnătura electronică oricărei persoane și așa mai departe, ci aș ține-o la mine, pentru că până la urmă este producătoare de efecte juridice. Asta să știți de la mine ca recomandare pe care am spus-o tuturor persoanelor. Nu și la contracte, că la contracte putem semnăm cu pix în continuare sau cu un Adobe sau orice altceva, nerecomandat, dar se poate. Dar cel puțin pentru instituțiile statului sau pentru orice alte cereri oficiale, mi-aș ține semnătura electronică la mine. Cam asta. Știu. Voiam să te mai întreb care este părerea ta despre termenele de plată din contracte, cel puțin pentru new beginners. Dacă ți se pare 30 de zile calendaristice un termen îndepărtat, având în vedere că suntem la început și 30 de zile se pare o eternitate. Și doi, ce poate fi acționabil din partea noastră în contextul în care un client nu plătește factura în termen de 30 de zile și vorbim de sume destul de mari, câteva mii de euro? Dă-mi mie. Termenele de plată sunt o problemă nu doar la tine ca freelance la început de drum, ci în special la marile magazine. Apropo că îmbinăm și capa și valsa. La 30 de zile ești un caz foarte fericit. Dacă te duci în marile lanțuri de retail, o să ai la 120. 180? Dacă ai promoții, 300. Chiar nu glumesc. Și ce vă recomand pe termene de plată? 30 de zile este recomandat. În general se va bate palma undeva pe un 45-60. Eu am și termene de plată de 180 de zile. Le-am zis și eu, vă frumos, măcar de Crăciun să primesc banii. Mulțumesc. Ideea este să îți vezi întotdeauna care ți este cash flow, mai ales dacă lucrezi, tu lucrezi în HR, dar dacă lucrezi pe produse fizice și va trebui să lucrezi cu amonte, aval, că ai furnizori, ai distribuitori, ai și clienți și trebuie să rămâi cu marfă pe stoc, materie primă și trebuie să scazi, neapărat să-ți vezi cash flow. Eu lucrând, spre exemplu, cu clienți care sunt și pe bază de retail, magazine fizice sau magazine online, mi-am făcut automatismul, mai ales dacă sunt clienții mei de la bun început, să le verific termenele de plată. Pentru că aveam clienți care aveau numai termenele de-astea, 60, 70, 50, 40 și la un moment dat, următorul contract a venit cu termen de plată de 80 de zile. Și eram bobită, dar atunci când încasezi bani? Ți-ai făcut și tu un cash flow? Păi nu mi-am dat seama. Păi bun, tu dai... Dar ca să poți să dai, ajungi în situația în care te trezi că dacă nu-ți faci termen de plată cum trebuie, vei fi obligat să-ți faci fie o linie de credit la bancă, în care să intri constant, fie să intri pe factoring, ceea ce nu e combinație nici cum, nici cum. Știi? Ca să susții asta. Acum, cu termen de plată la 30 de zile, eu, ca să le încasezi, cu siguranță, recomandarea mea ar fi să, asta am spus-o și în curs, să etapizezi cât mai mult tot procesul pe care îl faci. Adică, tu faci generic recrutare pentru o companie. Nu pune o sumă globală pe procesul când mă iei pe mine să mă pui legal undeva. Împarte-l în 6 etape. Și atunci e mai digerabil pentru client și practic îți asigur un cash flow constant, mic, dar mai constant. Și cu ocazia asta încerci ca pe ultimele etape să rămâi cu o sumă cât mai mică, ca și dacă ți-i țeapă, să fie undeva pe zero și nu pe minus. Știi? Asta a fost întotdeauna recomandarea și am văzut că în momentul în care am lucrat cu oameni pe partea asta, când am început să etapizăm cum trebuie, nu doar că au rămas cu un cash flow mai bun, ci mai mult au reușit să factureze mai mult. Atunci când îl pari pe etape, zici, stai-mă puțin, cum să iau doar 300 de euro pe etapa asta? Iau și 500. Și mai pui un pic. Și e mai digerabil și pentru client că spargi în etape, știi? Acum, ce faci când nu plătește?
Cum să zic eu pe românește? Bă, nu pe aici face. Problema, asta vorbeam și ieri în webinar. Problema în România nu este că nu ai mecanisme. Problema este că durează enorm de mult. Ai un mecanism. Te învăț cum să faci o avanță de plată. Te învăț cum să faci o cerere cu valoare redusă. Eu te învăț și cum să scrii o somație. N-am o problemă. Din momentul în care vei scrie somația și până când se va termina procesul prin care îl vei executa într-un final fericit, va dura un an jumate pe cerere de urgență. Într-un an jumate știu unde sunt? În Bahamas. În Puerto Rico. Nu mi-are firma aia nimic, că a închis-o de 3 ori, ca de și plafonul de TVA. Și atunci, de asta spun, dacă nu plătește, prima variantă este întotdeauna să vorbești cu el amiabil. Deci nu ai ce-i face, aia. A doua variantă, notificare de bun simț de la obraz. A treia oară, prin executor, că e 300 de lei. Dacă nu vrea nici prin executor, atunci bagi automat o donanță de plată. De asta înseamnă că trebuie să ai foarte bine contractul, de asta zic. O donanță de plată este un mecanism prin care îmi permite mie, dacă cineva nu-mi dă mie bani, să mă duc în instanță să mă judec mult mai rapid decât printr-o procedură uzuală. Dar ca să fac, asta e simplu, mă duc în fața unui judecător, care ăla trebuie să știe exact ce cer acolo. Deci îmi trebuie un contract foarte bine stabilit, niște obligații clare pentru ambele părți, niște termene de plată foarte clare, adică nu de alea, la sfârșitul etapei 2. Când s-a terminat etapa? Avem un proces verbal de predare-primire, un mail de luare-primire, ceva de genul ăsta, și bineînțeles o factură care trebuie să fie trimisă către cealaltă parte și eventual să dea și el un mail că a primit-o. Din păcate, altceva noi. A, bun, că după aia poți să ceri dobânzi, penalități și așa mai departe, de acord, dar tot după 2 ani și o să execuți nimica. Cu drag. Uhu. Mai avem întrebări? Că am început să vorbesc. Adică dacă nu mai sunt întrebări și nu vă mai gândiți până la final când mă găsiți aici prin mall, vă mulțumesc foarte mult că ați venit într-o zi de sâmbătă. Mi-a făcut foarte mare plăcere. Sper că lucrurile sunt mai clare acum pe partea de antreprenoriat și de comercial. Dacă vreți să dați drumul la o afacere, dați bice. Și vă invit să mă urmăriți pe rețele de socializare și dacă aveți o întrebare, să mi-o adresați cu mare drag când vreți. Mulțumesc mult și weekend plăcut! Dacă